Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie de astăzi ne relatează o pildă sau o parabolă pe care Domnul Hristos le-o spune contemporanilor Săi și iată, prin Sfânta Evanghelie ne-o transmite și nouă. Este vorba de o parabolă în care se vorbește despre un om oarecare, anonim. Nu ni se dă nici numele, nici statutul social. Nici că era bogat, nici că era sărac, nici că era tânăr sau bătrân. Ci era un om care dorea să împărtășească din avutul său, din lucrul mâinilor sale și mai mult decât atât din dragostea și din generozitatea sau omenia sa, să împartă cu ceilalți. Și ne spune Sfântul Luca cum că la vremea potrivită și-a trimis slujitorul să-i anunțe pe cei invitați în prealabil. Iată, totul este gata, stăpânul vă așteaptă. Și mi se dau trei exemple de oameni care refuză invitația la cină. Primul spune că și-a cumpărat o bucată de pământ. Spune-i slujitorul, spune-i stăpânului tău că îmi cer iertare, nu pot să vin la cină pentru că mă duc să văd proprietatea nouă pe care mi-am cumpărat. Cel de-al doilea se scuză și el de asemenea și îi spune: rogu-te, iartă-mă că nu pot să vin pentru că mi-am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie neapărat astăzi să-i cer. Cu alte cuvinte, să văd pe ce am dat banul, să văd investiția pe care am făcut-o. Cel de-al treilea își cere și el iertare de asemenea, pentru că nu poate să fie prezent la cină, pentru că tocmai s-a căsătorit și nu poate participa la bucuria stăpânului casei și cel care a inițiat această cină. Văzând refuzul acestor oameni, și cred că Evanghelistul nu consemnează, sau Domnul Hristos, mai bine spus, nu ne dă toate exemplele și scuzele pe care oamenii le găsesc, ci se oprește doar la aceste trei exemple. Dar stăpânul casei, văzând refuzul tuturor, și trebuie să înțelegem că prin refuzul acestor trei, toți invitații au refuzat prezența la cină. Poruncește ca să fie aduși oamenii de pe stradă, oamenii de pe uliță, bolnavii, șchiopii, orbii, adă-i pe toți să umple casa și să-mi desăvârșească bucuria pe care am vrut să o fac cu alți oameni. Adă-i pe toți pe care îi vei găsi, nu contează că mă cunoaște sau nu, nu contează că este pregătit cu haină sufletească și cu bucurie sau nu, adă-i pe toți să se bucure și să intre la cina pe care eu am pregătit-o și pentru care alții au refuzat să participe. Iată foarte pe scurt un tablou, dragii mei, al relațiilor interumane. Cineva vrea să se bucure și își pregătește casa și masa. Iată, ne apropiem, mai sunt cred că 2 săptămâni până la sărbătoarea nașterii Domnului, o sărbătoare minunată, încărcată sufletește de bucurie, o sărbătoare a familiilor și a comuniunii. Care dintre noi nu își pregătește masă bogată de Crăciun? Toți ne pregătim și consumăm aceste sărbători, pentru că poporul român întotdeauna marile evenimente din viață, naștere, nuntă, înmormântare sau zile speciale din viața noastră, la care se adaugă marile sărbători religioase, ca Paștile, Crăciunul și celelalte, toate le consumăm în comuniune și în această comunitate și se sfârșesc cu o masă unde ne bucurăm și inima și sufletul, dar și trupul. Eu cred că nu este întâmplătoare potrivită această Evanghelie cu puțin înainte de sărbătoarea Crăciunului. Pentru că, așa cum spuneam, toți ne pregătim mesele încărcate și împerșugate.
după o perioadă de post mai aspră sau mai îndulcită. Iată, ne bucurăm și de această parte a trupului care își are rostul și locul ei. Însă, o casă cu o masă plină de bucate alese, în care este o singură persoană, să știți că este o casă tristă. De aceea, instinctul nostru al oamenilor este de a împărți și de a ne bucura unii cu alții. Știm că de Crăciun ne vizităm, sau mai puțin poate în această ultimă perioadă, din pricina acestei molive care a cuprins întreaga lume. Dar ne vizităm și ne punem la masă unii pe alții. Când mergem în casa cuiva, chiar dacă nu ne este foame, omul ne așează la masă. Și de asemenea, și noi când primim pe cineva în casa noastră, îl așezăm la masă. Este omenia aceasta și relația sufletească, în primul rând, pe care noi, oamenii și noi românii, am cultivat-o la nivel de virtute. Unde se pot îmbăca oamenii decât în jurul unei mese, atunci când beau un pahar de vin, își iartă toate, sau când se înfruptă din bucate alese. Cinstea și omenia se arată, iată, și prin aceste lucruri văzute și telurice, am fi tentat să spunem, dar care își au locul și valoarea lor. Cum ar fi să-ți vină cineva de departe, să-ți calce pragul casei și să nu-i oferi nimic de mâncare? Ar fi, așa îmi traducem noi, o lipsă de respect și de omenie și de bun simț. De aceea noi întotdeauna ne desăvârșim bucuria împrejurul unei mese. Mai bogată sau mai săracă. Fiecare după cum are și după cum poate. Există o vorbă atât de frumoasă, iată, pentru că suntem în perioada aceasta a dărniciei, că dacă ai mai mult, nu-ți fă un gard mai înalt, ci fă-ți o masă mai mare, unde se încapă mai mulți să se bucure alături de tine. Pentru că aceasta este comuniunea. Nu neapărat, așa cum spuneam adineauri, chiar dacă nu ți este foame, pentru că ai mâncat de curând. Când mergi în casa cuiva, te așezi la masă și te bucuri de comuniunea cu ceilalți, cu toți invitații. Povestești, împărtășești gânduri, bucurii sau necazuri și tristeți. Împărtășești stări sufletești, pentru că dincolo de mâncare, această stare sufletească, această comuniune, ea ne ține și ea ne unește. Noi oamenii suntem dependenți unii de alții prin comuniunea pentru pe care tânjim. Spuneam că un om singur într-o casă bogată este un om trist. Un om care nu are cu cine să împărtășească toată bogăția sau starea sufletească pe care o simte. Este un om trist pentru că noi oamenii suntem plămădiți de Dumnezeu prin comuniune. A trăit în comunități prin această comuniune. Iată, trăim în orașe, în sate, în comunități mai mari sau mai mici. Ne împărtășim bucuria credinței și a rugăciunii în fiecare duminică, lipindu-ne sufletul și inima de o comunitate, de o biserică mai mare sau mai mică. Toți suntem într-o comuniune astăzi aici, chemați la o altfel de cină, o cină euharistică. Iată, acesta este scopul bisericii, al ecleziei, comunitatea cu ceilalți. Noi împreună cu dumneavoastră, preoți, cu credincioși, formăm această deplinătate a comuniunii, a mesei la care suntem așezați toți. Noi preoții, dacă vom sluji liturghia singuri, fără credincioși, este o comunitate, comuniune nedeplină. Deplinătatea o face bucuria și privirea în ochi a unii pentru ceilalți. Un preot, să știți, nu poate sluji liturghia singur niciodată. Trebuie să fie minim o persoană, un cântăreț, un crâsnic sau cineva care să-i răspundă la această slujbă, pentru că trebuie să fie minim doi ca să existe o comuniune a cinei euharistice. Iată dimensiunea aceasta cu care ne identificăm noi oamenii. Ne identificăm cu familiile noastre,
ne identificăm cu comunitățile din care facem parte, așa cum spuneam, ne identificăm cu prietenii și cu oamenii speciali din viața noastră cu care ne însoțim viața în fiecare zi. Aceasta este comuniunea pământească și aceasta va fi și comuniunea în viața cea veșnică. Eu cred că un om care refuză comuniunea aici, care nu vrea să aibă relații firești, umane și de omenie cu ceilalți, îmi vine greu să cred că în Împărăția lui Dumnezeu se va putea bucura de această comuniune. Atunci când închizi ușa, când încui poarta, așa cum spune o frumoasă colindă arhaică, în seara ne ajungă nimeni nu iertat, cel ce poarta a încuiat. Când tu îți încui poarta și nu vrei să primești pe nimeni în casa ta, nu vrei să primești pe nimeni în viața ta, în inima ta și în sufletul tău, cum vei putea aspira la o viață veșnică într-o comuniune și într-o comunitate eucharistică și cerească? Prietenii tăi cu care îți însoțești viața aici, cu aceiași îți vei însoți viața și în veșnicie. Oamenii cu care interacționezi sufletește aici pe pământ, cu aceia vei interacționa și în lumea veșniciei. Singurătatea ta ce o asumi de aici de pe pământ și pentru lumea veșniciei. Iată sensul deplin al acestei duminici, sensul deplin pe care Domnul Hristos îl spune prin Evanghelia de astăzi. Probabil nu mâncarea i-ar fi determinat pe ceilalți să vină la masă, ci scopul era comuniunea și bucuria de a împărți cu ceilalți. Revenind strict la textul Evangheliei de astăzi, oare ce aseamănă pe cei trei invitați, pe cei trei musafiri care au refuzat invitația? Simțul exagerat al proprietății. Doamne, mi-am cumpărat. Am pământ, nu pot să vin. Doamne, mi-am cumpărat nu o pereche de boi, 5 perechi de boi, în total 10 boi. Înseamnă că era un om avut. Nu stătea în mâncarea pe care îi oferea gazda, dar refuza și comuniunea. Și trebuie să spunem că în vechime, oamenii în antichitate aveau acest simț al proprietății chiar și asupra familiei, asupra copiilor, asupra soției, asupra slujitorilor din casă. El era stăpânul casei și dispunea. Deci, iată, toate cele trei exemple din Evanghelia de astăzi au un simț exagerat al proprietății. Și omul, când se simte stăpân, începe să judece altcumva lucrurile. Atunci când te uiți în spatele tău și vezi că ai multe bogății, nu-ți mai apleci inima la celălalt. Sau o faci mult mai greu. Tu îți ești autosuficient ție. Tu poți să trăiești fără celălalt pentru că îți permite statutul social. Îți permite bogăția pe care o deții. Dar sensul vieții nu este acesta. Doar să ai. Pentru că bogăția nu este, așa cum poate vă spuneam altă dată, nu este un păcat în sine. Pentru că oamenii muncesc, sunt vrednici, își câștigă cinstit avuția și poate o și întrebuiețează cinstit și onest. Dimensiunea bogăției tu o faci onestă sau nu prin atitudinea pe care o ai față de ceilalți. Atâta timp cât tu stăpânești bogăția și nu bogăția te stăpânește pe tine, ești un om normal. Muncești, te bucuri de tot ceea ce ai și dacă ai această disponibilitate sufletească de a împărți și a împărtăși și cu ceilalți, este un lucru binecuvântat. Și cei care experimentați lucrul acesta, dărnicia din ceea ce câștigi, poate ați sesizat că niciodată darul lui Dumnezeu nu rămâne neînmulțit. Cu cât primești mai mult și cu cât dăruiești mai mult, cu atât Dumnezeu te va răsplăti cu și mai mult. Iată direcția aceasta a lipsei de egoism și în raport cu o dărnicie în care tu crezi pentru că este un dat al ființei tale. Deci, dincolo de acest simț exagerat al proprietății pe care îl aveau cei din Evanghelia de astăzi, mai descoperim încă o stare sufletească ce merge mână în mână
cu bogăția, indiferența. De ce să fac eu un efort ca celălalt să se bucure când eu nu mă aleg cu nimic? Indiferența și egoismul acesta a celor din Evanghelie, pentru că refuzul lor de a participa la cina cuiva este și o doză de egoism și de indiferență. Nu mă interesează de cina lui. Să-și o țină cu cine vrea. Eu nu ies din confortul și din treaba mea. Eu îmi sunt prioritar mie. Oare cel care își cumpărase pământul nu putea să-l vadă a doua zi? Ar fi plecat pământul de acolo? Oare cel care își cumpărase boi, oare nu putea să-i încerce a doua zi dimineață? Erau tot ai lui. Iată că, așa cum spuneam, egoismul și indiferența merg mână în mână cu simțul acesta al proprietății a personajelor evanghelice la care face Mântuitorul Hristos referire. V-aș adresa o întrebare retorică, desigur, astăzi. Noi ne-am asemănat cu unul din personajele evanghelice. Oare de câte ori mi se iubește prilejul de a face un bine sau o bucurie cuiva și refuzăm pentru că suntem prea prinși în timpul și la legătura noastră existențială? Oare de câte ori nu am fost sunați și apelați cu lucruri banale și mărunte pentru noi, dar poate extrem de importante pentru celălalt. Și am găsit o scuză mai mult sau mai puțin plauzibilă. Sau poate am mințit de multe ori că nu putem să facem. Iată că Evanghelia de astăzi este atât de reală, este atât de veridică și exprimă simțămintele pe care și sentimentele și exprimă viața noastră a oamenilor. Așa cum Domnul Hristos de fiecare dată vorbește în Evanghelie și în parabole despre situații și existențe reale în care noi oamenii ne desfășurăm mersul cotidian al vieții. Cred că și noi putem să fim oricare din acești trei din Evanghelie. Dar ce cinste este pe noi dacă ne-am situa în rândul celor bolnavi, șchiopi, orbi, a celor pe care Domnul îi ia și invită în casa sa. Dacă ar fi să trecem într-un plan al simbolisticii al acestei evanghelii de astăzi, simbolistica este una simplă. Cel care face cina, stăpânul, este bunul și milostivul Dumnezeu. Cei invitați la cină, așa cum spuneam, suntem noi. Suntem noi din totdeauna spița aceasta umană pentru care, așa cum spunea Mitropolitul Bartolomeu, marea slăbiciune a lui Dumnezeu suntem noi oamenii, fiecare dintre noi, cu căderile și cu urcușurile noastre. Fiecare dintre noi suntem chemați în mod de cinste, ca și cei trei din Evanghelia de astăzi, să participăm la bucuria eucharistică a lui Hristos. Fiecare dintre noi avem locul nostru bine rânduit la masă, care poate de multe ori rămâne gol. Poate de multe ori este umplut și luat acest loc de către altcineva care nu refuză. Iată în ce stare duhovnicească ne poartă Evanghelia de astăzi. Ce am preferat să fim? Invitați de cinste sau invitați de mâna a doua? Așa cum spunea cineva în Evanghelie, că cei de la răspânti și de pe drumuri, ei nu ar fi fost în mod normal invitați. Dar pentru că n-au venit invitații principali, i-a chemat pe ei, s-a îngăduit să-i cheme pe ei. Noi oamenii suntem destul de nestatornici, ca să spun așa. Dacă nu te cheamă cineva la un eveniment, la o nuntă, la o petrecere acasă, te superi, nu-ți pică bine. Dacă te cheamă, refuzi. Iată dualitatea aceasta sufletească în care ne găsim de foarte multe ori. Dar când ne cheamă, spre diferență de noi oamenii, când ne invităm unii la alții acasă, spre diferență de... pentru că pot exista situații și situații în care chiar nu poți să mergi.
Dar când te cheamă Dumnezeu la cina euharistică, nu trebuie să găsim nicio scuză. Pentru că cina, așa cum spune Evanghelia, refuzul acesta de a participa la cină este unul categoric și definitiv. Cina se va da altora. Și alții se vor bucura de toate roadele și de toate bucurile duhovnicești pe care le regăsești la o cină. Iată așadar că suntem în această perioadă a postului Crăciunului, în care obișnuința și, spun eu, firescul vieții duhovnicești este acela de a ne apropia de Hristos. Este acela de a ne spovedi și a ne împărtăși. Pentru că sensul deplin și duhovnicesc al cinei euharistice acesta este împărtășirea în mod real la Sfânta Liturghie cu trupul și sângele Domnului. Aceasta este chemarea pe care ne-o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi în fiecare duminică. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Așa spune noi preoții din cușile împărătești cu Sfântul Potir în mână, este chemarea euharistică la cina Domnului la care fiecare dintre dumneavoastră sunteți chemați. Oare s-a întâmplat vreodată ca cineva dintr-o comunitate, iată suntem astăzi 100-200 de oameni, ca să ajungă postul, să parcurgă o perioadă de post. Și vorbesc despre oamenii care vin duminică de duminică la biserică și formăm o comunitate și o comuniune. Oare s-a întâmplat, m-am întrebat vreodată, ca dintre oamenii care participă duminică de duminică să treacă sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea Paștilor și oare există vreun om care să nu se fi împărtășit vreodată? Pentru că nu putem ține și face o evidență și nu este scopul acesta. Dar dacă între noi există oameni care refuză duminică de duminică, lună de lună, an de an, dacă refuză participare la cina lui Hristos, la cina euharistică, să știți că ne asemănăm cu cei din Evanghelia de astăzi, despre care Domnul spune că nici nu se va mai bucura vreodată de această cină. Atâta timp cât suntem în viață, Hristos ne cheamă prin această Evanghelie, în fiecare duminică. Suntem invitați fiecare dintre noi în fiecare duminică să participăm cu toate ale noastre, cu necazuri, cu neajunsuri, cu bucurii sau cu tristeți. Vino așa cum ești. Ce frumos vorbește Părintele Rafael Noica despre această smerenie pe care o avem și care poate fi dăunătoare uneori. Pentru că mi se întâmplă adesea și nouă preoților ne spun oamenii la spovedanie, Părinte, mi-e rușine să mă împărtășesc. Îmi vine greu, mă simt nevrednic și nu m-aș apropia de potir. Dar dacă spuneți dumneavoastră, o să vin. Iată ce înțelegem noi de aici. Că există o conștiință și o conștientizare reală a noastră, a oamenilor simpli, că nu suntem vrednici niciodată. Împărtășania, cina euharistică, cina din Evanghelia de astăzi, să știți că nu este un premiu. Nu, cina nu o ia cine merită. Dacă ar fi după merit și după dreptate, nici unul din noi astăzi nu ne-am împărtășit. Și cina este milostivirea lui Dumnezeu pe care o face pentru noi oamenii. Împărtășania sau cina Domnului este un medicament care vine să ne scoată și să ne tămăduiască neajunsurile acestea sufletești de care ne izbim zi de zi. Refuzul cinei este refuzul pulsației vieții noastre sufletești. Iată de ce spuneam că nu cred și aș vrea să cred că nu există un om care să refuze la nesfârșit această invitație pe care Domnul ne-o face. Desigur, smerenia este bună, dar vii cu ochii în pământ de rușine și totuși vii. Așa vorbește Rafael Noica, spuneam, despre această stare de păcătoșenie. Nu aștepta să devii sfânt ca să vii la cina lui Hristos. Nu vei veni niciodată. Pentru că viața ne poartă atât de mult și cu cât înaintăm în viață,
cu atât problemele și dimensiunea vieții se schimbă. Vom vedea și vom conștientiza lucrurile la altă scară și în altă dimensiune. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât ni se induce această idee că nu ești vrednic și vei sta departe. Desigur, nu trebuie să venim nepregătiți și oricum. Repet, cu ochii în pământ de rușine, cu lacrimi, dar totuși trebuie să venim. Domnul din Evanghelia de astăzi, stăpânul, nu îi întreabă pe ceilalți dacă sunt pregătiți sau nu. El doar îi invită. Iar invitația aceasta este sensul chemării permanente pe care Hristos o face pentru noi. La fiecare chemare pe care o refuzăm, să știți că Dumnezeu rămâne flămând. Așa cum se întâmplă poate de multe ori și mulți dintre dumneavoastră poate v-ați izbit de această situație. Când te pregătești acasă să faci o masă bună, la prânz sau o cină seara, și îți inviți rudele sau copiii, pentru că bucuria cea mai mare este să împărtășești prânzul duminical, iată, după Sfânta Liturghie, cu copiii tăi, cu nepoții și cu toți cei dragi. Și după ce te-ai trudit 4-5 ceasuri și ai șternut masa și ești anunțat că din diferite motive, cei pe care îi așteptai, copiii tăi sau rudele tale, nu mai pot să vină. Cu siguranță sunt convins și poate îmi veți da dreptate de multe ori, nici măcar tu nu te mai pui la masă să mergi. Nu te mai poți bucura și nu te mai poți sătura, pentru că truda și osteniala ta nu a fost răsplătită cu bucuria comuniunii celorlalți. Poate de multe ori te culci flămând sau mănânci în fugă și nu te mai aștepți la masă așa cum ai fi făcut-o dacă erau prezenți ceilalți. Să știți, dragii mei, că tot așa face și Dumnezeu. De fiecare dată când suntem chemați la cina lui Hristos, de fiecare dată când seara ne culcăm fără să ne spunem câteva rugăciuni, Dumnezeu se culcă, așa cum spunea atât de frumos un poet creștin trecut prin temnițele comuniste, Demostene Antonescu, Dumnezeu se va culca flămând. În seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Azima rugăciunii nu vei avea la cină. Nici plitul de smerenie, nici stropul de lumină ce împâlpăia altădată în candela din gând. Sunt prea sărac, stăpâne, nu am ce-ți oferi, să-ți stâmperi foamea, furii mi-au tâlhărit cămara. Și de puținul suflet ce-l păstram ca sara, să am ca tot creștinul cu ce te omeni. Zadarnic stai de veche și aștepți umil și blând. Azi macar de-a rugii, nu vei avea la cină. Și în cerul tău de gheață cu țurciuri de lumină, în seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Să știți că Dumnezeu se va culca într-un sens duhovnicesc, desigur. Se va culca flămând în fiecare seară în care noi nu ne vom împreuna mâinile și inima ca să-i mulțumim pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce avem și pentru ceea ce vom primi. Va rămâne însetat de recunoștința, de dragostea și de omenia noastră. Va rămâne într-o permanentă așteptare, așa cum fiecare dintre noi, cum spuneam, rămânem în așteptarea bucuriei împărtășite împreună cu ceilalți. Noi oamenii suntem chipul lui Dumnezeu. Noi oamenii suntem și în sensul frământării noastre și așteptărilor ne asemănăm cu Dumnezeu, dar ne asemănăm cu Dumnezeu prin toată dragostea, prin toată bucuria și prin tot ceea ce putem să facem pentru ceilalți. Rețineți din Evanghelia de astăzi că nu neapărat refuzul care uneori, așa cum spuneam, în viața noastră poate să existe un refuz real și bine argumentat și bine întemeiat. Însă, de cele mai multe ori, găsim doar scuze. Să nu ne guverneze scuzele acestea pe care ni le adresăm unii altora. Înaintea lui Hristos trebuie să fim întotdeauna prezenți. Iar prezența la cina euharistică este o condiție extraordinar de mare prin care noi accesăm Împărăția lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu se limitează doar la ceea ce
facem în biserică. Și prezența lui Hristos în viața noastră este și comportamentul nostru de zi cu zi. Bucuria aceasta de a-L îmbrățișa pe celălalt, bucuria de a face bine, bucuria vieții se vede pe chipul fiecăruia dintre noi. Vedem astăzi oameni triști pe stradă, oameni care vorbesc singuri, copleșiți de griji, de nevoi și de neajunsuri. Și totuși, să știți că găsesc de multe ori în inima și în sufletul lor resursă ca să facă un bine cuiva. Găsesc un pic de resurse ca să îmbrățișeze pe cineva și să se milostivească, să împărtășească bucuria cu cineva. Cu aceste gânduri să plecăm astăzi spre casele noastre cu gândul că trebuie să nu-L refuzăm pe Hristos niciodată. Cu gândul că trebuie să nu ne refuzăm unii pe alții niciodată micile bucurii și micile plăceri ale vieții care fac din toată această tumultoasă viață pe care o trăim pot să devină un rai sau un iad. Comuniunea și comunitatea trebuie să ne devină principiul existențial. Iată astăzi societatea divizată și împărțită. Societatea aceasta care cultivă egoismul și selfie-ul vine să exact acest lucru să-l spargă. Comuniunea și bucuria de a fi împreună. Eu sunt convins că în lumea veșniciei fiecare dintre noi, așa cum spuneam, va fi împreună cu cei cu care am împărțit și am împărtășit viața. Și sunt convins că și eu, ca simplu om, voi fi în împărăția lui Dumnezeu împreună cu toți oamenii minunați cu care ne întâlnim în viața noastră. Vom fi la loc de cinste împreună cu toți oamenii cu care împărtășim sentimente, cu care împărtășim bucurii, cu care împărtășim viața noastră de zi cu zi. Sunt convins că mă voi bucura alături de toți oamenii cu care m-am întâlnit în viața aceasta și cu oamenii cu care mă întâlnesc în fiecare zi. Amin.